Evenimentul organizat cu prilejul zilei de 1 iunie la Jibou a fost un succes, după cum s-a putut observa pe chipurile sutelor de copii ce au luat parte la activitățile pregătite de organizatori. Ieri a avut loc la Jibou un eveniment dedicat zilei de 1 iunie, în cadrul căruia copiii de toate vârstele au putut lua parte la diferite activități educative, recreative și sportive, fapt ce a generat bucurie și încântare în rândul copiilor, dar și al părinților. Toate semnalele, reacțiile care le-am primit au fost pozitive. Feedback-ul evenimentului de ieri a fost unul, l-am simțit eu și nu numai eu. Marea majoritate și cred că special copiii, că ei au fost în centrul atenției, au fost o zi a fericirii. Sigur că în afară de concursuri sportive, au fost și activități, pictură, desene pe asfalt, tot felul de activități școlare care, mă rog, cel puțin pentru copii, i-am simțit ieri că a fost o zi specială, fiindcă a fost altceva în afară de școală. În rest, cei mari, sigur că eu zic că au intrat în joc și în atmosfera zilei de ieri, că am discutat și cu părinți și cu dascăli, toți au fost încântați de eveniment. Iar sigur că spectacolul de aseară a fost oarecum cireașa de pe tortul zilei. În sensul că cei de la Talisman au încheiat spectacolul așa, în trombă. A fost foarte multă lume, toată piața a fost plină, lumea a venit și a apreciat. Am simțit și am văzut lucrul ăsta. Eu n-am potrivit să laud eu ziua de ieri, dar cei de la Centrul de Cultură și Artă, care sigur au termen de comparație, acum ei se mișcă în tot județul și pot compara evenimentele, au zis că au fost peste așteptările lor. Și acțiunea, și numărul de participanți, felul în care s-a încheiat ziua de ieri, no, pentru ei a fost o mare surpriză, a fost peste așteptările lor. Eu vă redau cuvintele lor, de-aia zic că nu se cade să laud eu foarte mult evenimentul, că aș fi subiectiv. Dar ceilalți invitații care am avut aseară, mă refer la artiștii care au urcat pe scenă, au apreciat nu numai evenimentul, și oamenii și căldura celor care, mă rog, i-au înconjurat, inclusiv orașul au apreciat, să știți. A fost, eu zic, o zi reușită. Dacă ziua a fost plină de activități dedicate copiilor, seara a adus un moment ce a fost mai degrabă dedicat părinților ce au putut fredona refrene ale trupei Talisman și a interpreților Giulia Gianu, Aurel Moga, Bianca Cristia, iar numărul de umor a fost susținut de Axinte de la Vacanța Mare.